vrea pentru început să păstrăm un moment de reculegere pentru victimele accidentului, tragediei de vineri noapte la București. Să fim și noi lângă familiile care sunt îndurerate și lângă cei care suferă în urma acestei nenorociri. Vă mulțumesc pentru momentul de reculegere. Urmează premierea participanților. Vreau să le mulțumesc încă o dată tuturor participanților, producătorilor de țuică în special, pentru că fără producătorii de țuică acest eveniment nu și-a avea rostul. Mulțumesc comercianților care au înțeles situația de criză prin care trecem. Și o să dăm citire câștigătorilor. O să începem cu mențiunile și la final o să premiem pe cei cu medaliile de aur. O să le citească domnul Ispas și o să le înmânăm eu și domnul ministru personal. Aș vrea să rog să vă spună două cuvinte, dacă tot e prezent la noi. Da, mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor. Ce vreau să vă spun, în toată viața politică n-am fost decât senator de Prahova și în ultimele alegeri de circunscripția de aici. Și vreau să vă spun că este cea mai grea circunscripție, după părerea mea, din țară, pentru care Văleniu cu țuica și Valea Călugărească cu vinul. Vă rog să mă credeți că trebuie un ficat foarte zdravă ca să poți face față tuturor acestor încercări în viață. Vreau să vă spun și eu că, deși nu sunt din zonă, țuica de Vălen, după părerea mea, este unul din produsele cele mai bune pe care România le poate da. Este o țuică cu gust, o țuică făcută tradițional și o țuică la un nivel, să spunem, acceptabil de grade alcoolice, așa că poți să te bucuri mai mult de ea. Îi fericit pe toți cei care reușesc în condiții grele să mențină această tradiție. De la an la an am observat, calitatea a fost întotdeauna foarte bună, dar ambalajul se schimbă și el în bine. Vă doresc tuturor succes, numai bine și să începem cu premiera. Mulțumesc mult! Bună ziua! Aș vrea să vă informez că la Festivalul Țuici ediția 18-a au participat 21 de producători. S-au recoltat 54 de probe de țuică. Juriul a decis acordarea a 44 de medalii, din care 14 de aur, 16 de argint și 14 de bronz. Și 10 diplome de participare. O să încep cu diplomele de participare și am să dau citire. Producătorul domnul Ciucă Marian din Vosești, pentru produsul Suică 2008. Domnul Ciucă. Nu este. Domnul Moraru Alexandru din Teișani, pentru produsul Palincă 2012. Domnul Vârvulescu Constantin din localitatea Berdea, țuică 2007 și țuică 2010. Domnul Spulber Gabriel din Valenii de Munte, țuică 2000,
10 și 2013. Domnul State Liviu din Vărbilău, Țuică 2011. Domnul Tăbăraș Vasile, localitatea Ștefești, Palincă Fructe 2011. Domnul Tudor Ilie din Izvoarele, pentru Țuică 2015. Și domnul Toader Valentin, Pălenii de Munte, pentru Țuică 2013. Domnul Toader este? Toader Valentin? Doamna Stoica Florica, din Predeal Sărat, Rachiu Mere 2010. Văraș Vasile, Ștefești, Țuică 2012. Aceeași medalie de bronz pentru Palincă Fructe 2012. Domnul Oprea Constantin Măgurele, Palincă Pere 2014. Din nou domnul în costum național, domnul Tudor Ion Ilie, Izvoarele, Țuică 2010. Domnul Bordoiu Nicolae Drajna de Sus, Țuică 2014. Domnul Voicu Valentin Dumbrăvește, pentru Țuică 2012. Domnul State Liviu, Vărbilău, Țuică 2009. Domnul Moraru, Alexandru Teișani, Țuică 2014. Domnul Rusu Mircea din Berdea, Țuică 2014. Domnul Mărculescu Mihai din Deșan, Țuică 2013. Urmează domnul Alexandru Ioan din Șoimari, Țuică 2012, Țuică 2014, două din urmă. Doamna Vizireanu Dorina, Pălinii de Munte, Țuică 2011. Doamna Stoica Florita, Predeam Sărani, Rachiu de Mere, 2010. Domnul Oprea Constantin din Măgurele, Palincă Pere, 2014. Domnul Bordoiu Nicolae, Drajna de Sus, Țuică, 2014. Domnul Voicu a venit? Trecem la medaliile de argint. Domnul State Liviu Vărbilău, Palincă 2011. Și tot domnul State Liviu Vărbilău, Palincă Pere 2014.
Domnul Bordoiu Nicolae Rașna de Sus, palind în 2010. Din nou domnul Bordoiu, care palind în Mere 2010. Palind în Mere 2010, deci 3 medalii pe argint. Colenaltea noastră, care așteaptă de mult medalie, Trandafir George, Părenii de Munte, Palincă, Pere, 2015. Domnul Soare, Soare Ion Mucșoara, Sfântă, 2010. Avelina Voicu, Voicu Valentin Dubrăvești, decanul de vârstă, suită 2008, medalie de argint. Voi mai trebuie. Domnul Tăbăraș Vasile, suită 2008. Mărculescu Mihai, Tenișan, suită 2013. Tot domnul Mărculescu, suită 2012. Moraru Alexandru, din Tenișan, suită 2011. Costumul național de Tudor Ion Ilie Izvoarele, suită 2012. Palincă 2012. Lazăru Pundei, prieten de-al nostru, Lazăru Ovidiu, Șomputa Mare, din județul Maramureș. Are medalie de argint pentru Palincă 2014. Și domnul Spulber Gabriel, Părinte de Munte, Palincă 2005. Am trecut la medalii de aur. Bordoiu Nicolae Drajna de Sus, Țuică 2009. Bordoiu Nicolae Drajna de Sus, Țuică 2008. Domnul Moraru Alexandru din Teișan, palincă 2015, palincă 2014, două medalii la urmă. Domnul State, palincă Mere 2007, palincă Mere 2009, Palincă 2008. Un produs nou care nu l-am mai văzut până acum. Palincă Zmeură 2015, Trandafir George, Valerii de Munte. Trecem pe la Buzău, domnul Grămoiu Constantin Scorțoasa, suită 1991. Domnul State, smile! Ok! Hagiu Valerian Calvin Buzău, palincă 2008. Doamna Stoica Florica Bredeal Sărat, suică 2010. Și încheiem cu domnul Voicu Valentin Dumbrăvești, palincă 2008.
Vă mulțumim pentru participare. Cu asta fiind spuse, încheiem festivitatea de mânarea diplomelor și vă doresc în continuare poftă bună. Mulțumesc, la revedere! Bună ziua, domnule Mărculescu! Din nou premiul la Festivalul Twitch. Da. An de an, premiul revine. Aur, argint, aur, argint. Anul acesta am luat două medalii de argint. La Țuică 2013 și Țuică 2012. Tăria Țuicii, 34 de grade. Și cea din 2012 și cea din 2013. O competiție cu mai puțin concurenți, dar destul de aprigă și anul ăsta. Da, da, da. Anul trecut au intrat în concurs 126 de probe și anul ăsta au intrat decât 54 de probe. Dar văd că medalele de aur se dă mai mult la palincă. Așa, toată lumea, palincă, palincă, palincă. Dar nu se consumă, în general, în zona Vorenului, se consumă țuica. Au fost ani mai grei din punct de vedere agricol pentru prună? Da, anul ăsta în toată zona Vălenului nu s-a făcut niciun fel de prună, cu excepția subsemnatul, care asta mi-e meseria, le-am făcut peliculă de fum în timpul floritului când au fost minus 5 grade la noi și le-am făcut și 3 stropiri contra vespe și am făcut în jur de 10 tone de prună. Sanlei, Grasă, Darjan și Anașpet. Acum care e planul? Ce aveți să faceți în viitor apropiat? Vreau să mai fac o plantație de un hectar tot super intensivă cu 800 de pruni tot altoiți, tot Sanlei, tot Gras, tot Darjan, tot Anașpet, toate combinate în plantație, să se și polenizeze, să fim siguri de producție. Vă urăm spor la treabă și țuică limpede și bună. Vă așteptăm și la anul. Sănătate, domnule primar, ați venit aici la Festivalul Țuicii cu probe ca în fiecare an și și plecați cu diplome. Bună ziua, bine ați venit. Sunt producător de țuică înainte de primar. Primar sunt la mine în localitate. Vin cu țuică, sunt la a 5-a ediție care particip eu. Am fost an de an premiat. Această tradiție e de moș strămoș și tatăl și bunicul m-au înzestrat cu cazanul de țuică care am învățat de la dumnealor cum se fabrică țuica, cum se ține în butoaie și de comercializat e la aprecierea clientului. Anul acesta am venit cu un produs foarte bun din 2008, țuică de prune la 33 de grade, ținută în butoi de stejar și prun. Am fost medaliat cu argint. Trebuia să iau mai mult, dar dacă așa au considerat degustătorii, să mulțumim și cu atât. Eu vă mulțumesc că ați venit la standul meu. Vă așteptăm și la anul. O întrebare, domnule primar. E mai bună țuica de pe Valea Telegenului sau de pe Valea Slănicului? Deci țuica după Valea Slănicului este foarte recunoscută, țuica de Ștefești și țuica de Bertea, datorită solului. Se apropie foarte mult de țuica de Bistrița, Năsăud, Grasa de Bistrița, e cam identică cu Grasa de Ștefești și de Bertea, după Valea Slănicului. Vă dorim producții bune și licoare la fel de bune. Eu vă mulțumesc și vă așteptăm și la anul și haideți să degustăm împreună, dacă se poate, o țuică bună de Ștefești Prahova. Pace și prune, boieri, domnule state, ca de obicei, locul 1. Da, locul 1, obiceiul ne-l păstrăm. Dar este din ce în ce mai greu pentru că e concurența care crește de la an la an.
vin producători care au produse foarte bune și concurența își spune cuvântul, produsele își capătă în calitate foarte mult în ultimii câțiva ani. Anul acesta ce ați adus aici la festival? Anul acesta am adus atât țuica de prune, cât și palincă de mere, de prune și de pere. Este o valorificare a fructelor foarte înaltă față de majun, să zicem, și alte produse, gemuri, dar și tehnologia este aparte față de celelalte produse care se obțin din fructe. Aici la stand vedem afișate inclusiv o serie de reflexii despre licoarea asta care este sărbătorită astăzi. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această licoare caracteristică, faimoasă pentru zona prahoveană în care ne aflăm? Această licoare faimoasă care o ziceți dumneavoastră trebuie savurată cu toate simțurile, cu simțul văzului la culoare, cu simțul mirosului la arome, simțul gustului și bunul simț care spune că a doua zi să te simți bine. Vă considerați un mai bun producător de țuică sau un mai bun om de afaceri? Eu zic că la vârsta mai înaintată crește ponderea la producătorii de țuică. Vă dorim producții frumoase, produse frumoase, vânzare bună și să o țineți tot așa. Mulțumesc mult și faptul că suntem căutați direct la stand înseamnă că cei care vin direct la standul nostru cunosc acest produs. Domnul Zain Iusen, un interesant producător de țuică de pe Valea Teleagenului, de asemenea premiat an de an la Festivalul Țuici. Da. Secretul. Știu că o să mă întrebați care e secretul. Secretul e ca să aștepți prunile să coacă. Deci Dumnezeu le bate, să nu le bați. Eu numai să le aduc și să le fac. Iar țuica nu trebuie să o grăbești. Foc încet și iese calitate. Te-ai grăbit, ai lipit țuica, poți să o dai la gunoi. Deci ăsta e tot secretul. Deci Dumnezeu să ți le bată și tu să le aduci. Adică în sensul că sunt coapte, le bate vântul și asta este. Dacă pui prăjina pe ele și le iei crude, nu o să iasă niciodată țuică bună. Deci ăsta e cel mai bun secret care vi-l spun eu, că sunt maestru în așa ceva. Asta e și filozofie de viață, nu trebuie să te grăbești în viață, să le lași pe toate să se coacă așa. Merge și așa, cum a spus dumneavoastră, la perfecțiune. Ce ați adus anul ăsta? Cu ce ați luat premii? Tot ca anul trecut, palincă de mere, de pere, de prune și țuică din 2008-2009, care e medaliată an de an cu aur. Iar prunile de anul ăsta va fi excepțional de reușite, adică va ieși o țuică mai bună ca toți anii. Pentru că a fost soare mult, pruna e coaptă perfect, nu m-am grăbit să le adun, mai am încă de adunat câteva, să zic, nu tone, dar câteva sute de chile și imposibil să nu iasă țuică. Pruna e regina țuicii, dar la dumneavoastră, la Drajna, văd că și alte fructe au un rol important. Da, avem pere. Merea anul ăsta a fost prea puține în Drajna, dar pere a fost. Aveți dreptate, așa este, într-un an mai pică, n-ai de unde să adun mere, dar rămâne prune sau altceva. Nu poți să fii sigur niciodată. Gata, am atâția meri o să iasă. Nu, asta e loterie și aici. Au fost câțiva ani mai grei pentru prună. Anul viitor o să fie frumos? Nu putem ști niciodată. Poți să-i stropești, poți să-i îngrijești, depinde de totul de la Dumnezeu. Dacă vine un ger când el mugurit, adio prună, adio fruct, adică nu numai prună. Deci totul e numai de sus. Domnul Moraru Alexandru din Teișani, premiat și cu o țuică și cu o palincă din 2014, respectiv din 2012. Aveți produse bune și în ultimii ani făcute. Noi intenționăm să venim cu produse bune, să ducem mai departe tradiția și să fie omul bucuros când cumpără de la noi. Dacă a luat o dată și a fost mulțumit, ne mai caută.
Îi mulțumim și domnului primar, la toată conducerea, că a organizat așa frumos festival și ne bucurăm să fie sănătoși, să o ducem mai departe și toată lumea să vină să guste o țuică bună de la Vălenii de Munte. Ca și degustător, ca și client, ca și cumpărător, ca și om care vrea să bea o țuică bună, la ce trebuie să fiu atent, la ce trebuie să fie atent când cumpără sau când degustă o țuică? Dom'le, țuica cu cât este mai veche, cu atât este mai limpede. Ia uitați ce așa. Și trebuie să facă mărgele, să facă acele bule, cum zic, să nu fie acre, să nu fie afumată. Și miroase specific cu prunul. Și a doua zi, domnule Moraru, cum recunoști că a fost țuica bună? Păi, mulți zic că i-au durut capul, că au băut apă multă. Dacă nu se întâmplă așa ceva, înseamnă că țuica a fost bună. Domnul Grămoiu Constantin din Scorțoasa Buzău câștigă o medalie de aur pentru o țuică din anul 1991. Mulți dintre cei care se plimbă pe aici s-au născut după ce ați făcut dumneavoastră această țuică. Da, această țuică a fost produsă în toamna lui 1991. Să vă dau un pic și din secretul fabricației. După ce a fost făcută, deci o lună jumate a stat să se liniștească, cum se spune în termeni populari, după care a fost pusă într-un butoi de dud care a fost nou, ars, spălat și după aceea pusă țuica și sigilată. Deci a ajuns la o gradație destul de ridicată, în jur de 50 de grade. Uitați-o, aceasta este produsul.